Marți, 20 octombrie, Consiliul Județean Bihor a votat mărirea salariilor cu 12%. Purtătorul de cuvânt, Horia Cârțiș, a declarat că măririle salariale pentru lunile octombrie-decembrie sunt pentru aparatul de specialitate, cât și pentru instituțiile din subordine din Parcul Traian, cu o creștere a plafonului salarial de 68.000 de lei. Fondul salarial mărit cu 12% va ajunge până la finalul anului de 5,3 milioane de lei.